Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Pentru început vă vom aminti însemnătatea zilei de 16 mai, ziua rezistenței romilor, un moment istoric important pentru minoritatea națională a romilor. Începem emisiunea de astăzi cu un material special realizat pentru această ocazie, apoi vom continua cu invitatul de astăzi, Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României. Vom dezbate împreună teme de actualitate, subiecte interesante despre comunitățile de rom din toată țara și vom aborda cu precădere situația romilor din capitală. Pe 16 mai celebrăm Ziua Internațională a Rezistenței Romilor, o comemorare a revoltei de la Auschwitz-Birkenau din anul 1944 și totodată o manifestare a rezistenței și a curajului deosebit al comunității rome în fața persecuției. În timpul celui de-al doilea război mondial, naziștii au deportat și exterminat aproximativ 500.000 de romi în lagăre de concentrare. Ziua Internațională a Rezistenței Romilor este ocazia potrivită de a reflecta asupra istoriei tragice a romilor și asupra contribuției lor la lupta pentru drepturile civile și împotriva discriminării din întreaga lume. De asemenea, este un moment de solidaritate și de recunoaștere a importanței promovării egalității și a respectului pentru diversitatea culturală și etnică. Așadar, haideți să urmărim împreună un material pe acest subiect. Seara zilei de 16 mai 1944, lagărul 2 de concentrare, Auschwitz-Birkenau. Atunci s-a mai scris o pagină de istorie. În mentalul colectiv al prizonierilor, speranța eliberării devine tangibilă, datorită a 6.000 de romi și sinti care decid să lupte cu arme improvizate pentru dreptul la viață. Deținuții luptă cu soldații SS atunci când aceștia îi scot pe toți din barăci și îi conduc spre camera de gazare. Romii și sinti își strigă disperarea prin cântece de eliberare. Armele realizate manual din lemn, pietre și cioburi de sticlă, ciocane, băte sau lopeți furate, toate sunt ascunse printre haine în așteptarea momentului potrivit. Trupele SS sunt luate prin surprindere. Este o zi fericită pentru că nimeni nu moare. Adulți și copii sunt lăsați în viață. De 18 mai, i si but vasto dive, sar facto, vi sar simbolo. Sar facto susține. În Auschwitz, șovardeș sasia, șovardeș nazistia, avile mitralizen sala, că te ciuciare în baraca, că ține o roma, n-aș vrea să sucă mența te chere în Andre, mă avile mitralizen sala, te nicaven len, ta te bicelen len, te tasaven len cu gazi, ki gaz Comora. Asine rezistența. Andre, ando la guerre, ta yek manush penda sa lenghe, yek dive anglal, so kamensa te grand o nazistia. Ta ca la Roma, nasute, i s-a stirat, nasute, na stadaren, i lindra, ki dine, tovera, ki dine, saso aracle, cașta, pala, sa ca te brachen pe mamui o nazistia ca na sinete avente asta staren len. Ta ce ci maste daravde a care șovardeșe nazistien ca avile giuclențar, bare giuclențar, mitralezențar. În urma acestui incident, câteva zile mai târziu, pe 23 mai, romii care reprezentau o amenințare pentru sistem sunt transferați din Birkenau la Auschwitz, iar de acolo spre lagărul din Buchenwald. Alte două zile mai târziu, 82 de bărbați romi sunt trimiși spre lagărul din Flossenbürg și 144 de femei rome spre lagărul din Ravensbrück. Ceea ce m-a stăsat să numai e că sursi. O doresc că s-o pe 2 augusto, o doua beș, s-a înduștarto, o naziste a stat. Dacă le romenta, tu ce m-a stăsat mudar de len. S-o schepinat că si but vasno s-ar simbolo. O doresc că s-o șovardeș, eftavardeș beș, nașundilo. Acava heroismo s-o kerde Roma. Roma nange ciuce vastențar, numai toverențar, numai ca să ave caștențar, sosine so aracle.
Acabați să cavel ca istoria a Marii Acili, vagete cardiol, vagete pingiardiol, vagete cavdiol. Momentul 16 mai 1944 este extrem de important nu doar pentru că mai bine de 70 de ani nu s-a știut nimic despre acest act de curaj al romilor, dar acesta este momentul declanșator care marchează lupta romilor, nu doar cu soldații SS, ci cu viața și cu societatea în general. Mii de ani, romii au știut cum să supraviețuiască în condiții extrem de grele, dar pe 16 mai 1944, pentru prima dată în istoria poporului rom, o mână de prizonieri s-au ridicat deasupra condiției lor umane și au învățat să riposteze, să își apere viața, să-și ceară drepturile, să nu mai plece capul. Este un prag psihologic pe care cei aproximativ 600 de romi care au rămas atunci în linia întâi l-au depășit și au inspirat generații la rând, arătându-le tuturor că romii nu sunt cu nimic mai prejos decât ceilalți. Cu alte cuvinte, romii pot fi luptători, romii pot distruge prejudecățile și lanțurile mentale impuse de societate, romii pot obține drepturi. Faceți un scurt exercițiu de imaginație. Gândiți-vă la seara dinaintea revoltei de pe 16 mai. Din cei 6.000 de romi care au fost puși în gardă cu privire la planul de a doua zi al soldaților SS, numai 600 de romi au riscat totul. Aveau de ales între moarte și moarte, pentru că nimeni nu spera la o victorie, fie ea și de moment. Cei care le-au ținut piept soldaților SS erau prizonieri dezumanizați, flămânzi, slăbiți, neputincioși, înarmați doar cu pietre și cioburi ascunse în uniformele zdrențuite și putrede. Tocmai de aceea, 16 mai 1944 reprezintă o zi măreață, pentru că din nimic romii au ținut piept unui monstru. Vorbim de mașinăria de ucis nazistă, care spulbera totul într-o clipă. Curajul nebun al acestor romi a fost un șoc chiar și pentru soldații SS, care până atunci i-au subestimat pe romi. Câteva capitale și orașe europene, precum Paris, Budapesta sau Leti în Cehia, se organizează de câțiva ani încoace evenimente artistice care marchează data de 16 mai. Astfel, activiști și ONG-uri rome mobilizează și diseminează mesajul acestei pagini de istorie uitată. Doamnelor, domnilor, așa cum v-am promis la începutul emisiunii, invitatul meu de astăzi este Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României, căruia îi spun bun găsit la emisiunea noastră. Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit și eu. Domnule Manea, așteptam de mult o discuție cu dumneavoastră, având în vedere faptul că între timp s-au adunat o grămadă de subiecte interesante, aș spune eu, atât pentru publicul larg, dar și pentru minoritatea romă. În ce măsură comunitățile de romi vor avea reprezentare în consiliile locale, în administrație? Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Ce se va întâmpla concret? Este o perioadă extrem de importantă pentru noi ca țară și în particular pentru noi, minoritatea romă din România. În ultima perioadă am făcut eforturi pentru ca comunitățile de romi din România să aibă reprezentare în structurile administrației publice locale și nu sunt puține localitățile în care reprezentanții minorității rome sunt fie pe locuri eligibile, fie pe listele proprii de candidați pe care noi, Partida Romilor, le-am depus atât pentru Consiliul Local, cât și pentru Consiliul Județean. Speranța mea și nu numai a mea este că anul acesta va fi de departe cel mai bun an pentru comunitățile de rom din România, în ideea în care
Așteptăm un număr foarte mare de consilieri locali, de consilieri județeni, de primari, de reprezentanți ai comunităților de rom care vor ocupa poziția de viceprimar. Așadar, vocea comunităților de rom se va putea face în sfârșit auzită și la un alt nivel în acele structuri care decid cam ce se întâmplă în comunitățile respective. Și aici am în vedere, în primul rând, Consiliul Local sau Consiliile Locale din toată țara și Consiliile Județene. Statistic, vom fi prezenți în aproximativ 500 de localități. 500 de localități nu este chiar un număr de... sau nu este un număr de neglijat. În peste 500 de localități, evident că luptăm și încercăm să convingem propriul electorat și nu numai, să susțină proprii candidați pentru a putea ajunge în aceste structuri extrem de importante. Domnule Manea, cu ceva timp în urmă, înainte de perioada recensământului, știu că am avut un dialog similar în care dumneavoastră, atât și noi prin emisiunile pe care le producem, explicam oamenilor de ce este bine să meargă la recensământ și să participe și să își declare apartenența la etnia romă. Acum, în această situație, vin către dumneavoastră și vă întreb cât de important este ca romii să fie reprezentanți, să fie reprezentați la nivel local, la nivel central, cât de important este ca ei să fie informați cu privire la ceea ce înseamnă reprezentarea în plan... Nu este important, este crucial, aș putea spune, ca romii să fie prezenți în aceste structuri decizionale din plan local. Alminte, pentru că mulți nu cunosc beneficiile, la asta mă refer. Nu cunosc beneficiile, atât de simplu. Adică cred că cei mai mulți dintre romii noștri știu că de-a lungul anilor, nefiind prezenți în consiliile locale, neavând reprezentanți în aceste structuri administrative, evident că cele mai multe dintre problemele cu care ei se confruntă nu s-au rezolvat, ba din contră, s-au amplificat și au devenit de la o zi la alta din ce în ce mai mari. Repet, pentru comunitățile de rom din România, participarea și ulterior prezența în consiliile locale și în consiliile județene este una crucială, în strânsă legătură cu nevoile și cu problemele cu care minoritatea noastră se confruntă. Adică, trebuie ca după atâția ani de democrație, minoritatea noastră, comunitatea noastră, trebuie să conștientizeze că este mai mult decât important să fie prezenți la acea masă, în acele structuri, unde se iau decizii. Decizii administrative, decizii legate de dezvoltarea infrastructurii, pentru că avem zeci de comunități care încă nu sunt asfaltate. Avem zeci de comunități și zeci de gospodării care, din păcate, nu sunt încă racordate la energia electrică. Sau la apă, da. Avem probleme pe zona de racordare la diferite alte utilități, apă, canal, gaze. Avem probleme cu participarea copiilor romi la procesul educațional. Și știți că ați făcut și dumneavoastră nenumărate reportaje prin care ați arătat întregii țări sutele de copii care cumva sunt împiedicați să ajungă la unitățile școlare, fie din cauza infrastructurii, nici n-aș putea spune precare, adică noroaie, lipsei de infrastructuri, noroi până la genunchi, faptul că nu există microbuze școlare. Toate aceste probleme, ca să avem o imagine de ansamblu, pot fi rezolvate în cea mai mare măsură și în cea mai mare parte pot fi rezolvate de către administrația publică locală, de către primar și de către Consiliul Local, care este un fel de mini-parlament al fiecărei localități, este structura deliberativă. Cei care hotărăsc ceea ce să se pună în practică și ceea ce să se întâmple în respectiva localitate. Noi, romii, fiind partea comunității, este mai mult decât corect, este mai mult decât echitabil să fim parte și la procesul de luare al deciziilor și nu în poziția în care suntem curtați, suntem cumva, haideți să spunem, căutați
în preajma alegerilor, de data aceasta locale și europarlamentare, de către diferiți candidați, care brusc așa se și îndrăgostesc de noi, mulți își arată cumva și compasiunea și empatia față de comunitățile de romi. Foarte mulți vin și spun că au soluții la multiplele probleme până acum n-au avut. cu care noi ne confruntăm. Și sigur că ei sunt interesați mai curând să obțină votul acestor oameni decât să vină cu soluții concrete și să înțeleagă. Iată, acum în anul 2024, că nu poți avea într-o localitate dezvoltare decât într-un mod echitabil. Nu poți opera cu o anumită unitate de măsură pentru marea majoritate a locuitorilor, iar pe rom să-i lași la periferie, să-i lași izolați, să-i lași fără reprezentare, pentru că problemele lor, ăsta e adevărul. Asta am și văzut. S-au perpetuat aceste probleme. Se tot multiplică, se tot amplifică și dacă astăzi, nu știu, dacă acum 5 ani am avut, să spunem, probleme cu 20 de copii care nu mergeau la școală din cauza primarului sau din cauza atitudinii de superioritate și cu iz de rasism din partea celor care conduceau respectiva comunitate. Repet, dacă acum 5 ani aveam într-o localitate, ca și exemplu, da, 20-30 de copii, pe fondul lipsei de intervenție a respectivului primar și a consiliului local, problemele s-au amplificat și poate astăzi avem 100 de copii care nu merg la școală. Nu numai că s-ar fi rezolvat, da, poate situația, deci, iată că... Nu, acestea sunt niște drepturi. Îi sperie practic să, prevăzute, să acționeze. Prevăzute de lege și niciun astfel de drept prevăzut de Constituția României și de legislația în vigoare nu poate fi negociat sau nu poate fi un instrument de manipulare. Toți acești primari, toți acești candidați la funcția de președinte al Consiliului Județean, la funcția de consilier local sau, după caz, la funcția de consilier județean, să vină în fața oamenilor, să intre și în comunitățile noastre, să aibă o discuție sinceră, o discuție onestă cu membrii comunităților de rom și, evident, să vină cu soluții la problemele pe care ei le au. Soluții care, de altfel, sunt la îndemâna lor. Toate resursele le au și se cunosc pentru a le rezolva aceste probleme, că nu puteți. Trebuie să un pic de că... voință politică, așa cum am spus de nenumărate ori și nu numai eu, colegii noștri. Domne, voință politică, pentru că avem și exemple de localități, de unități administrativ-teritoriale, în care dacă primarul a înțeles, a conștientizat, am avut situația în care el a conștientizat că nu poate dezvolta comunitatea fără romi, doar cu români. Și atunci, conceptul de dezvoltare a comunității, într-adevăr, s-a încadrat în acel tipar al echității. Și avem comunități din județul Sibiu, din multe alte județe, care au evoluat, în care avem infrastructură, în care am rezolvat problemele legate de lipsa actelor de proprietate. Iată că sunt și astfel de exemple. Școli, copiii participă, au fost primari care au înțeles cât de important este pentru comunitatea noastră latura religioasă. Aceste biserici neoprotestante, cu precădere, bisericile penticostale, au avut și au un rol determinant în evoluția comunităților noastre de rom. Și unii dintre primari au înțeles și au venit în sprijinul acestor biserici. Alții au fost, hai să spunem... Mai rezervați. Nu mai rezervați. Au fost lipsiți de viziune, opaci, ca să nu le spun altfel. E drept că mulți dintre candidați, nu e o caracteristică generală, dar destul de mulți, nu sunt pregătiți pentru a ocupa o astfel de poziție. Chiar și într-o localitate mai mică. Nu e, adică să fii primar nu e chiar orice poziție. Să fii primar e cea mai importantă funcție din localitate. Sunt primari care nu înțeleg, din păcate, cum să coordoneze serviciile pe care le au în aparatul tehnic, coordonat chiar de ei, și sunt primari care, din păcate, nu prea ajung în casele oamenilor și nu au un contact și o legătură permanentă, firească de altfel, ci pur și simplu se întâlnesc sporadic și mai cu seamă în timpul campaniilor electorale. Se fac multe promisiuni în campania electorală, asta voiam să subliniez, cât de mult se respectă acestea, nu? Pentru că oamenii sunt creduli. Uneori, da. Vedeți, în alte situații nici ei nu mai cred, pentru că deja s-a promis odată, încă o dată și încă o dată și iată că nu s-au făcut
Eu, multe lucruri. E foarte pertinentă întrebarea dumneavoastră și corectă în același timp. Într-adevăr, cei mai mulți dintre candidații vin doar cu promisiuni, numai că pe această cale vreau să-i anunț pe absolut toți candidații că asistăm la un fenomen la nivel național, în rândul comunității rome, un fenomen de trezire a romilor și de trezire a conștiinței etnice. Să știți că cei mai mulți dintre romi nu mai pot fi duși de nas cu zăhărelul, cu tot felul de promisiuni, cu tot felul de tertipluri și alba-neagra și tot felul de, eu știu, de cadouri sau promisiuni. Nu! Oamenii, din cauza sărăciei cu care s-au confruntat în ultimii ani și după anul 2007, au mai plecat în Europa, au văzut un alt nivel de viață, au muncit, au adus bani acasă și au construit mulți dintre ei locuințe și au îmbunătățit cumva și starea materială. Și să știți, distinși și stimați candidații pentru toate funcțiile, în data de 9 iunie, primar, consilier local sau consilier județean sau președința ai Consiliului Județene, că romii așteaptă de la dumneavoastră lucruri foarte concrete. Nu promisiuni, nu așteaptă promisiuni, ci așteaptă soluții la niște probleme care țin de infrastructură. Romii vor să muncească, romii vor să meargă, să-și trimită copiii la școală în condiții civilizate. Romii vor să aibă număr cadastral la poartă. Romii vor să se racordeze în condițiile stabilite de lege la utilități. Romii vor să fie respectați și la rândul lor acordă respect. Adică eu cred că o etnie, ăsta ar fi generic mesajul pentru candidați, o etnie care se trezește. S-a trezit și devine din ce în ce mai conștientă de puterea pe care noi o avem, oficial, suntem pe a doua cea mai numeroasă minoritate etnică din România. Neoficial, toate instituțiile și toată clasa politică, toți știu că neoficial cea mai numeroasă minoritate etnică din România este minoritatea romă. De ce să o apelați, de ce să o accesați doar în perioada campaniei electorale, când în mod firesc, chi sunt niște cetățeni ai acestei țări, suntem cetățeni români de etnie romă și ar trebui să ne bucurăm de drepturi și îndatoriri egale cu toți ceilalți cetățeni. Constituția stabilește cadrul ăsta. Nu mai trebuie să ne tratați nici cu dispreț și nici să ne tratați ca fiind cetățeni de rangul 2 sau de rangul 3, utili, repet, doar în timpul campaniilor electorale. Nu, romii s-au trezit și apelul meu către cei care acced și care speră să ocupe aceste funcții importante în administrația publică locală este să meargă în comunități, să poarte un dialog civilizat, onest cu comunitățile de rom și să vină cu soluții la problemele pe care ei le au. Iată, domnule Manea, că am tot vorbit despre problemele romilor, despre promisiunile făcute în campania electorală, dar probabil că mulți dintre cei care ne privesc se întreabă dacă aceste probleme până la urmă chiar se pot rezolva. Că vă dați seama, am discutat puțin mai devreme, așa, cu promisiuni nu mai merge, romii s-au trezit, ca să vă citez. Da. Și probabil că se întreabă, este posibil totuși să se rezolve și la noi aceste situații despre care dumneavoastră ați amintit, chiar legate de infrastructură, de situația lor actuală, care este una grea în țară? Dar vom vedea și în București. Sunt ferm convins că ceea ce contează cel mai mult este profilul fiecărui candidat. În ideea în care acel candidat care aspiră, de exemplu, la funcția de primar, ar trebui să fie un om empatic, ar trebui să fie un om responsabil, să înțeleagă că el cumva devine edilul acelei comunități, devine omul cu cea mai mare responsabilitate și, repet, dacă este un om empatic, dacă este un om cu credință în Dumnezeu, dacă iubește oamenii, dacă este un om atent la evoluția comunității, atent la problemele familiilor și la problemele specifice care
eu știu, sunt în, cad în zona copiilor. E, acel primar va reuși să treacă de la stadiul de promisiune la fapte. Și sunt exemple, și în țară sunt exemple, am văzut mai recent chiar și municipiul București într-un anumit sector și acolo, repet, ține de profilul interior, de structura fiecărui candidat, că sunt și mulți actori. Hai să fim serioși, sunt și mulți actori care îmbracă un costum, își pun o cravată și vin cu un slogan electoral sau cu un mesaj, domne, împreună pentru comuna nu știu care. Împreună, dar noi tot timpul am văzut că tot timpul a fost singur, niciodată împreună și comunitatea noastră a fost izolată. Deci, repet, romii nu mai pot fi mințiți, iar noi am făcut eforturi să-i trezim pe oamenii noștri, să le spunem că nu se mai poate. Și un mesaj transmis la fel de clar am reușit și către partidele politice. De pildă, sunt județe, sunt localități unde am reușit să încheiem o serie de acorduri în beneficiul comunităților de rom, pentru că în acele acorduri de colaborare cu diferitele formațiuni politice am pus obiective clare și soluții la problemele din comunitate. Comunitatea a fost prioritatea noastră și rezolvarea problemelor prioritatea noastră și nici de cum obținerea unor funcții. Așteptăm să avem cea mai bună reprezentare a comunităților de rom de după 90 în structurile administrației publice locale din toată țara. Am vorbit deseori despre comunitățile de rom din țară, însă mai puțin am abordat situația bucureștenilor, pentru că știți foarte bine, am mers foarte mult în județele unde există filiale și am văzut activitatea celor de acolo, dar și problemele cu care romii se confruntă, însă aș vrea să aflu părerea dumneavoastră în București. Ce probleme, ce așteptări aveți de la edilul, da, care va conduce până la urmă acești oameni, care va avea grijă nu de etnicii romi, dar și de bucureșteni. De toți, da. Sunteți și locuitor al sectorului 5 dumneavoastră, deci practic... Da. Problemele noastre din București sunt multiple, dar sunt și vechi. Din păcate, cele mai multe dintre problemele specifice comunității noastre din București n-au fost rezolvate. Repet, din păcate, pentru că cei care au condus n-au avut acel profil despre care vă vorbeam sau pe care l-am descris mai devreme. Că cei mai mulți uită că ocupă vremelnic aceste poziții și probabil că și-au imaginat că vor rămâne primar toată viața și că pe rom n-ar fi bine să-i abordeze sau să le acorde atenție. Nu. Tot despre problemele romilor, domnule Manea, vreau să discutăm, dar după o scurtă pauză de publicitate, revenim în numai câteva minute. Am revenit în studio, alături de mine este în continuare deputatul minorității rome în Parlamentul României, domnul Cătălin Manea. Sunt probleme în absolut toate sectoarele din capitală. E o problemă veche care ține de florari. Nu a fost rezolvată nici de către primarul capitalei, nici de către primarii de sector. Oamenii ăștia care în sine reprezintă o tradiție și pentru București și la nivel național, n-au fost sprijiniți să fie cumva organizat comerțul stradal, piața de flori și modul în care primesc sau după caz li se retrag acele autorizații diferă de la o primărie la alta. Nu există o abordare unitară. Avem pe raza municipiului București foarte mulți romi meșteșugari și mie mi-este practic imposibil să accept faptul că, domne, nu se poate organiza periodic piețe volante, târguri meșteșugărești. În București ați văzut că în ultimii ani s-au organizat tot felul de manifestări culturale, chiar și târguri. Ai noștri sunt împiedicați, dacă mai vezi aici, colo, câte unul... Mai mult prin țară vedem că apare și meșteșugărești. Doi, da. Sau o altă chestiune importantă, există anumite zone care arată ca nevul mediu și aici ar trebui intervenit. Totuși, pentru că sunt locuitor al sectorului 5 și
Am văzut ce s-a întâmplat. Sunt mai multe probleme în sectorul 5? În sectorul 5 avem cea mai mare comunitate romă din România și evident și din București, din toată țara. În sectorul 5 încă mai sunt probleme, dar nu pot să nu remarc și progresele care s-au făcut în ultimii 2-3 ani. Adică cum arăta sectorul 5 acum câțiva ani și cum arată acum. Adică s-au asfaltat străzile, s-au modernizat, sunt blocuri anvelopate, deci acolo clar primarul și-a dorit să rezolve din multitudinea de probleme și rezultatele se văd. Mai sunt probleme și în sectorul 5 de rezolvat. Sper să rezolvăm sau primăria cât de curând și primarul care va fi după data de din septembrie practic, din septembrie va intra mandat să rezolve problemele din acele ghetouri din spatele pieței Rahova, Alea Livezilor, Zăbrăuți. Totuși blocurile alea trebuie să aibă un alt status, să fie renovate. Romii care trăiesc în ele să aibă condiții mai civilizate, de igienă corespunzătoare, pentru că încă sunt gunoaie, sunt condiții insalubre și periculoase pentru copii în general și evident că zonele alea sunt într-un fel sau altul și un focar pentru alte fenomene de tip consumul de droguri. Sau... Da, sunt convins că lucrurile acestea se vor fi rezolvate într-o perioadă destul de scurtă, din septembrie încolo. Dar la nivelul capitalei, noi așteptăm un primar care să aibă o viziune corectă față de bucureșteni în general și în particular și față de comunitatea noastră. Nu am putut și n-am nicio explicație pentru faptul că în București nu avem la primăria municipiului București, la sectorul 1, 2, 3, 4 și 6, nu avem niciun birou. Așa cum regăsim în multe alte localități din țară sau la nivelul Consiliului Județene, un birou pentru romi. Dom'le, atât de simplu. În momentul în care un aparat, ai un aparat de specialitate format din mii de oameni, să aloci câteva posturi, câteva poziții într-un departament, într-un compartiment care să se ocupe de incluziunea romilor și care să preia din cadrul comunităților de rom probleme pe care ulterior să le soluționeze la nivelul primăriei generale. La nivelul primăriei municipiului București, la municipalitate. Că totuși, municipalitatea are un buget de aproximativ 2 miliarde de euro pe an, 1 miliard și 800 de milioane. Pe bune. Deci găsești niște resurse să ai o abordare corectă și față de acești oameni care au în continuare probleme. La sectorul 1, de asemenea, e sectorul cu cel mai mare buget dintre primăriile de sector. Acolo a existat o opacitate veșnică. N-am avut cu cine să discutăm de după 90 și până în prezent. La sectorul 2, de asemenea, și acolo, în costume, ei sunt primarii și pe rom sau pe țigani abordați doar secvențial și în timpul campaniilor electorale. Eu le spun candidaților să fie mai responsabili și să nu-i trateze pe romi cu dispreț sau să considere că romii din București sunt oameni ușor de manipulat sau oameni care se vor lăsa duși de nas sau după fentă. Nu se vor duce după fentă. Am strâns rândurile și vocea noastră se va face auzită aici în București. Pe ansamblu, asta voiam să le transmit romilor noștri din toată țara, să fie solidari, să înțeleagă cât de important este să fie prezenți în acest moment electoral, în data de 9 iunie, să susțină proprii candidați. Important este ca romii și comunitățile de romi să aibă reprezentare în consiliile locale și în consiliile județene, așa cum vă spuneam la începutul intervenției mele, să fie prezenți în procesul de luare al deciziilor, pentru că altfel stăm în afara jocului și suntem pe lângă stadion și avem impresia că participăm la olimpiadă. Romilor din București, de asemenea, le transmit să fie conștienți, să fie uniți, să înțeleagă că este timpul să ținem cu noi și să înțeleagă că cu toții avem noi datoria și responsabilitatea de a lupta în primul rând pentru copiii noștri. Lor trebuie să le creăm o șansă și un viitor mai bun. Dar nu le putem crea niciodată o șansă sau un viitor mai bun dacă noi nu ne implicăm. Dacă lăsăm viitorul sau dacă vom lăsa viitorul copiilor noștri doar în sarcina altora, cu părere de rău,
știți că nu se vor petrece prea multe lucruri bune pentru noi. Domnule Manea, ați pus punctul pe ei. Eu sper că telespectatorii noștri au înțeles ceea ce dumneavoastră ați explicat. Este foarte important faptul că ați amintit și de importanța reprezentării la nivel local și administrativ. Și eu zic că în perioada următoare poate ne mai întâlnim și veți mai avea noutăți, eu știu, poate și din Parlamentul României. Eu știu... Cu siguranță sunt informații cu care să lucrez la un proiect de lege cu susținerea colegilor din cadrul grupului parlamentar al minorităților, prin care încercăm să reglementăm situația juridică în ceea ce privește racordarea la utilitățile acelor gospodării care nu pot face dovada actului de proprietate pe casă sau pe teren. Pe înțelesul tuturor, vrem să scoatem din lege și din legislația secundară acele prevederi potrivit cărora nu te poți racorda la curent, la gaz, la apă, dacă nu faci dovada actului. O să scoatem și o să le creăm posibilitate celor peste 60.000 de gospodării din România să aibă în sfârșit acces la apă, la curent, în secolul 21 în România. E constituțional și este echitabil. Sunt multe alte proiecte și inițiative legislative la care lucrez. Sunt și cele care deja s-au transformat în legi, dar poate cu altă ocazie vom avea mai mult timp să dezbatem. Cu mult drag vă aștept. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ediția noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Monica Cornea și vă invit să urmăriți Rom pentru România în fiecare duminică de la ora 10 aici la B1 TV. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!